Luni, 5 octombrie, angajatul unei societăți de electricitate a anunțat poliția după ce persoane necunoscute au sustras uleiul dintr-un transformator de medie tensiune din Rădăuți. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în perioada 4-5 octombrie, persoane necunoscute au forțat lacătul ușii de acces de la încăperea în care se află transformatorul, după care au deșurubat robinetul rezervorului și au sustras uleiul de răcire. Reprezentanții societății prezenți la fața locului nu au comunicat valoarea prejudiciului. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate de polițiști în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului. Se arată într-un comunicat al poliției.